fiți oferit cuvântul vorbiți. Eu îmi văd pe domnul Popescu exact ca un Aron Pumn. Aron Pumnul s-a dus la catedră la 1866, domn Popescu a venit în 1966. Pumnul ne l-a dat pe Eminescu, el ne l-a dat Popescu pe Tărâțeanu. Eu aș zice că trebuie de oprit domnul profesor mișcarea cu ridicarea crucilor. Atâta propagandă se face prin presă, prin televiziune. Și dacă un țăran sau un intelectual din Tereblecea, un sat atât de mare de românesc, încă n-a venit să se propună și acolo să se facă o cruce, nu e nevoie. Eu ar zice să pune cruce în două locuri. Știți că am avut 5 sate care rușii le-au șters de pe teritoriul Bucovinei. Un sat românesc, Buci, n-a rămas decât un cimitir orfan. E la Hotar cu Arboreni. Am și lista și lor și-au fost duși la Onega și au fost rămutați la Herson și Zaporojie în 52. De ce n-am pune o cruce acolo? Ar fi un act de vitejie pentru noi de a pune o cruce dincolo de cruce. Și s-ar mai pune o cruce unde este o biserică părăsită, dar satul nu mai este, dincolo de Prut, la I.G. Duca, asta lângă Iujeneț. Un sat de români complet distrus de sovietici. Iacă asta și eu totuși prea mult vorbim noi despre deportații. Din 88, una și una. Dar are rușă. După 53, n-au făcut batjocuri cu românii. N-au fost persecutați sute, poate și mii. Ați uitat cu toții. Noi am luat până la 53 și ne-am oprit. Noi mai mult nu știm din politica rusească lui Brezhnev, noi nu știm ce am pățit, nu vrem să știm pe tipul lui Hrușciov, câți disidenți au fost declarați, câți au fost dus prin spitaluri de nebuni ca să fie omorâți cu injecții. Am uitat de aceeași limbă rusă pe care mi-au bagat pe gât, în fiecare joie nu putem merge pe drum, trebuia să vorbim toți rusește. Ar trebui să mai găsim și alți oameni, arhivele s-au deschis. Noi parcă ne-am făcut datoria până, poate până la capăt, nu ne-am face niciodată cu acești oameni care au fost duși în Siberia. Dar vă gândiți dumneavoastră cum mergeau tinerii noștri când terminau institutul de medicină din Cernăuți. Rămânea vreo unul acasă să lucreze. Erau toți duși în regiunea Curgan. Vineau ei acasă, au venit. Am făcut cu 2 ani în urmă un dicționar de medici români. Cine a văzut, cine n-a văzut. Din Bucovina. Știți că am găsit oameni în Kamchatka, în Sahalin, în Moscova, medici, din Bucovina, toți șefi clinici, doctori. Pentru că erau cuminți băieți. În regiunea autonomă evreiască, toți sunt bucovineni de-a noștri. Au fost duși să nu fie acasă. Nou, în schimb, ne s-au adus medici în altă parte. Ca să margă o bătrânică să nu se poată înțelege cu un alt medic. Și noi trebuie, societatea Golgota trebuie să dezvăluie și cum veneau așa zis specialiști aici. Numai din Ivan au fost disens, ne-au adus 2000 de așa zis cacihes, țesătoare, la fabricile noastre să lucreze, ca să se mărite cu românii noștri, că așa s-a întâmplat, să avem familii miste, copiii noștri sunt să mai scrie români, să nu mai învețe limba. Iată Golgota mai are o latră. Eu cred, domnul Popescu, meriți, n-ai 75 ani, că dacă întorc ai numai 57, așa că eu cred că urmează acum replica lui Bibolaru cu alte conferințe și foarte bine că există două Golgote, că lucrează. Dacă unul face ceva, cealaltul rămâne urmă. Ar fi bine să fiți amândoi. Ar fi bine să fiți amândoi. Dar nu știm încă ce gânduri are griuri cotria societate, că stă și el aici în Golgota, da? Felicitări, domn profesor! Am auzit că ai făcut 200 de litri de vin, să vedem ce vin mai ai adus.